Bun venit la o ediție nouă a emisiunii Focus! Astăzi ne concentrăm pe puterea proiectelor de caritate și modul în care putem trezi conștiința publicului pentru a se alătura activ în sprijinul celor care au cu adevărat nevoie de ajutor. Alături de invitatele noastre de excepție astăzi, domnia sa Alina Filip, specialistă în nutriție și doctor în științe ale educației, și Nina Cibodaru, conferențiară universitară la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vom explora rolul esențial al coachingului în dezvoltarea personală și în susținerea cauzilor caritabile. Sperăm la o discuție plină de inspirație și de idei valoroase. Rămâneți cu noi! Și așa, stimate doamne, bine ați venit la noi în emisiune! Mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru că ați găsit timp în programul dumneavoastră, în agendă, pentru ca să fim împreună la această emisiune importantă. Știți, nu este, se pare, caritate, coaching -uri. Sunt cuvinte probabil că vehiculate undeva în spațiile cibernetice. Undeva se vorbește, se discută, sunt emisiuni, se anunță, se fac lo lozinji de caritate. Dar astăzi vom vorbi despre... Eu știu activitatea domniei voastre și să descoperim pentru publicul nostru ce înseamnă cu adevărat o caritate și, mai ales, cuvântul ăsta sofisticat coaching, care cumva a intrat în limba, aș, zi, aș zice eu deja un lexicon de profesionist al societății noastre. Și așa, ce este pentru dumneavoastră? Caritate și coaching. O să încep eu. Deci pentru mine caritate nu este doar un cuvânt care se asociază cu oameni mari, bogați care pot să dea milioane nevoiașilor sau copiilor din Africa. Eu consider că caritate este orice acțiune de ajutor pe care tu ți o permiți să o faci, fiind asta să cumperi un buchețel de flori de la o bunică, fiind să dai sume mai mari la niște campanii de caritate și consider că oricare persoană, ea nu trebuie să aibă anumite abilități caracteristici, doar bunăvoință și uh, dorința de a da, de a fi gata de a da ceva, chiar dacă o să fie și 5 lei și o jucărie și orice, uh, pentru nevoia altuia. Dumneavoastră, cum gândiți? Eu sunt într totul de acord cu colega mea Alina și la fel consider că prin propriul exemplu putem să demonstrăm ce înseamnă caritate atunci când nu doar vorbim despre asta, dar promovăm lucrurile caritabile prin faptul că la nivel de societate, la nivel de profesie, la nivel de propria persoană ce poate să contribuie, prin activități mici nu trebuie să căutăm scopuri foarte mari, dar prin ce putem noi să contribuim uh, în orice situație a vieții, uh, pentru că uh, este o, o, un fel de a aduce satisfacție sfletească uh, persoanelor care fac fapte bune, de multe ori uh, nu așteaptă nimic în, în schimb, pur și simplu le face și atât. Păi, uh, ce legătură este între caritate și coaching. Și ce este cuvântul ăsta coaching? Așa, deci coachingul este un domeniu mai nou, de fapt în Republica Moldova a început să se vorbească despre acest domeniu mai mult în ultimii ani. Este un domeniu care pune preț pe dezvoltarea potențialului personal care ajută și ghidează, sau coachul, specialistul ajută și ghidează persoana, clientul care se adresează după servicii, să-și afle care sunt propriile sale valori, dacă vorbim și acea legătură cu actele de caritate. Atunci când oamenii descoperă care sunt propriile valori și își dau seama în baza la ce iau anumite decizii, iată, pentru a descoperi pe lângă potențial acele resurse interioare prin care pot să-și realizeze anumite obiective, prin care pot să-și revizuie anumite acțiuni pentru dezvoltare personală, pentru dezvoltare profesională și pentru a găsi acea soluție care să-l facă să se simtă bine cu sine și a nu concura cu ceilalți din jurul său, dar uh, a-și măsura rezultatele cu el care a fost ieri, care a fost un an în urmă și așa mai departe. Știți, mi-ați deschis uh, o nouă întrebare sau mi-ați deschis, în, în prestația pe care ați prezentat-o acum, uh, mi-ați deschis uh, care pentru o nouă întrebare. Uh, care credeți că sunt motivele principale ce îi generează, eu știu, implicarea în caritate și de fapt care este rolul empatiei, unei ființe, eu știu, individului, uh, pentru a se implica în uh, caritate. Eu consider că este despre educație și este despre acele valori pe care le are omul, pentru că uh, campaniile de caritate există deja de mai mult de 20 de ani. Dar noi nu vedem ca fiecare persoană să fie dornică să dea bani sau obiecte altor oameni care au mai mari nevoi decât noi. Și eu consider că asta sunt valorile și educația pe care o are persoană, Pentru că chiar poate să fie nu educația, educația doar din copilărie, poate să fie și o educație care a fost stabilită pe timpul uh, școlii, pe timpul studenții, deci uh, alte persoane cu care să ne-am legat și care au aceleași valori și ne învață și pe noi sau uh, iarăși careva proiecte, poate persoanele sunt uh, nu atât de um, învățați să facă bine și sunt diferite proiecte care ne învață să fim mai buni, să fim mai dorni și tot așa mai departe. Și eu consider că cred că apare Totuși, baza se pune pe educație dacă tu, în general, ești educat să, să te împarți cu bucățică ta cu altul. Poate cineva să se scuze să și să zică, știți, eu nu sunt educat așa. Poate. Și eu nu știu dacă e nevoie să mă implic în, în acțiuni de caritabile. Eu cred că asta, la fel, vine din familie, dar vine și de la școală, de la grădiniță, atunci când, de mici copii, suntem educați să împărțim o bucățică cu cineva uneori poate mai trist ca noi, dar nu este obligatoriu, atunci când suntem învățați, educați să ajutăm pe cineva. Dar totodată aici eu aș spune că este un aspect destul de paradoxal al carității, atunci când oamenii e puțin mai înstăriți sunt gata să facă acte de caritate dar nu toți și invers când oamenii nu au atât de mult dar din puținul care au sunt gata să-l împartă cu ceilalți, adică aș spune aici mai mult că dacă e să ne uităm despre autorii care vorbesc despre fericire și au împărțit -o în partea asta hedonică și eudamonică, atunci când hedonic noi căutăm să ne satisfacem mai mult papilele gustative, să ne gândim mai mult la partea asta materială, iată partea asta eudamonică este mai mult la satisfacția sufletească interioară și iată atunci când probabil ajungem la un anumit nivel de dezvoltare, îți pui întrebarea că, uite, pe partea asta financiară este totul bine, dar pe partea spirituală, ce fac eu ca să mă simt împlinit? Și iată aici începe să se diferențieze oamenii uh, între ei, când cineva face un bine că simte, că vrea, uh, iar cineva pur și simplu spune că nu simt nevoie să împart din puținul sau din tot ce, e ce am cu altcineva. Asta ne diferențiază. Eu presupun că foarte mult depinde încă și cât de împlinit ești înăuntru. Pentru că de ce a fost întrebarea că cineva este sărac și dă ultima bucățică sau o mică parte, dar cineva bogat și nu dă. Pentru că este despre fericirea și acea împlinire pe care o ai înăuntru. Dacă tu te simți într-atât de împlinit că tu știi că ok, eu dau această bucățică și mâine o să găsesc și eu ceva, este tot un aspect important, cât de împlinit ești tu înăuntru. Ați vorbit despre faptul că oamenii sunt caritabili datorită educației, deci un background de acolo din spate. Dar ce să facă cei care deja sunt maturi, poate n-au beneficiat de astfel de educație, pot ei să aibă și ei parte de educație, să se reeduce în, știu, în, în această acțiune a carității, că de fapt ce este caritate? Este bunăvoința. Da? Deci a oferi un altruism. Deci a oferi cuiva. Ați menționat faptul că cei care duc lipsă, care știu lipsa, știu prețul, ăștia sunt mai receptivi la, la caritate, la acțiuni de caritate. De ce? Credeți pentru că ei cunosc nevoia și știu ce înseamnă ajutorul? Sau cei care nu prea, nu prea. Eu uh, cred că oamenii și bogați și cei care nu prea au ei sunt din diferite domenii. Adică nu, nu, nu putem să zicem că un procentaj, că doar oamenii care sunt mai rău stabiliți sunt mai, uh, mai, mai mult dau. Uh, eu consider că Totuși, chiar dacă să vorbim doar despre uh, întrebarea dumneavoastră, da, eu presupun că ei au știut cât e de greu să fii fără ajutor. Eu presupun așa, pentru că când tu singur îți construiești calea ta, când tu, pe tine nimeni nu te ajută uh, și când tu înțelegi că s-a găsit un om, în viața ta, care poate să te ajute sau tu chiar ești omul acesta care ai pășit prin toate greutățile și știi că este posibil și altfel și eu pot să fac, eu pot să fac ca uh, această pe undeva cruzime a vieții să nu devină și partea vieții tale și dacă iarăși este împlinit, el uh, va ajuta pentru că uh, sunt diferiți oameni și știm cred că foarte multe persoane care uh, au simțit uh, greutățile în viață este absolut normal, doar că cineva din cauza acestor greutăți a devenit și mai uh, dur și mai uh, cumva obișnuit pe toți oamenii din prejur, dar cineva altfel a decis că uh, de la el va începe vor începe anumite schimbări și a, acea parte de bine pe care el poate să o facă. Uh, cum credeți, cum am putea să sensibilizăm publicul pentru ca să se implice în acțiuni de caritate? Da, eu aici aș veni cu un exemplu extraordinar de frumos, cum ar fi comunitatea Radar care încurajează acțiunile mici pentru fapte mari, prin diverse campanii de caritate. Chiar nu de mult a fost un eveniment organizat pentru micuțul Zidan, unde au fost invitate femei din diferite domenii, unde au fost scoase la licitații produse, cărți, servicii și tot ceea ce s-a donat acolo a fost donați pentru operație, pentru micuțul Zidan. La fel acum, fiecare persoană poate să solicite serviciilor, serviciile anumitor specialiști, care la fel donează o oră de expertiză celor care sunt cointeresați de o sesiune la psiholog, la coach, o sesiune foto, unde la fel banii veniți în urma acestor acțiuni vor fi donați tot pentru Micuțul Zidan sau uh, au mai lansat, lansat campania Alerg pentru Zidan uh, de o persoană care a alergat foarte multe maratoane. Și uh, iată, este doar, uh, doar câteva activități pe care le-am enumerat, unde uh, este promovată caritatea, uh, unde este diversificată felul ăsta uh, de a putea participa fiecare cu cât poate da și cred că este un exemplu demn de urmat. În experiența domnilor voastre ați avut cumva, știu un vizor, persoane care și au schimbat, știu, poziția, părerea, vis-a-vis, chiar și mentalitatea, pentru că nu vrei, dar ține de percepție, de oviu, un fel de a vedea lumea. Și uh, schimbările pozitive. Deci omul uh, cumva s-a implicat, n-a avut, eu știu, mă rog, experiențe care ați avut dumneavoastră. Deci ideea este că dacă cei ce spuneți dumneavoastră sensibilizează publicul, dacă metode, și interesant ce metode am putea noi folosi, și în experiența domniilor voastre a fost astfel de persoane pe care dumneavoastră le-ați observat și care au avut o schimbare. Sigur că da, aceste persoane chiar sunt multe pentru că noi dăm exemplu și. Uh... Tot depinde de starea psihologică a omului. Cineva poate să se rușineze, cineva poate într-adevăr vrea să ajute, dar nu știe cum, nu știe ce o să creadă lumea sau o să creadă că eu sunt mai bogat ca alții. Deci, sunt diferite stereotipuri care au oamenii în cap și cu care noi putem să-i să ajutăm să treacă peste ele prin propriul exemplu, iarăși, chiar dacă să vorbim de um, aceste evenimente organizate de comunitatea Radar. Uh, care uh, uh, este un exemplu foarte interesant pentru că eu nu am mai văzut să se organizeze anume așa cărități din plan uh, profesional, adică să-ți donezi timpul uh, să-ți donezi serviciile uh, pentru că în așa măsură când tu vezi că uh, uite, persoana A B, C a făcut asta, înseamnă că și eu pot. Și chiar am avut așa exemplu, prin simplu fapt că noi organizăm nu numai evenimente unde putem să ne dăm expertiza, să o dăm, dar evenimente educative, evenimente care Persoana când vede că uite aici este interesant că aici sunt diferite teme care mie poate să nu fie astăzi interesant despre nutriție, dar mâine o să fie interesant despre sport și eu iubesc să alerg. Și asta este un fel de exemplu care persoana vine, vede că totul este ok, că sunt oameni uh, absolut normali și înțelege că mie mai mult nu-mi este rușine sau eu pot să contribu în acest mod și cumva găsește modalitatea cum a fost, spre exemplu, cu o cunoscută de -a mea care ea și-a găsit modalitatea prin care ei i-ar fi comod și interesant să facă anumite acțiuni de caritate. Să presupunem când eram mai tânără și eu tot eram un pic limitată, credeam că caritatea chiar dacă să vorbim așa la nivele mari, poate să fie doar când se vând uh, picturi frumoase și tot așa mai departe. Deci eu cred că aici contează și cât de informat ești, cum poți să contribui la, uh, ca să ajuți alte persoană. Și iată, da, o colegă de-a mea a aflat că poate să, să afle ceva nou pentru ea, dar costul biletelor, spre exemplu, o să se ducă spre caritate. Și uite că a aflat și ea ceva bun și uh, a fost de, ajutat. După cât de înțeleg eu, ați prezentat ca un exemplu asociație, societate ca, Radar. Da. Da? da, comunitatea Radar. Este da. Comunitate. Comunitate, da. da. Înțeleg că este formată, fondată și evident că sunt niște reguli. Și din ceea ce ați prezentat, înțeleg eu că faceți niște întâlniri anumite la care, cu siguranță, că sunt accesibile, deci oamenii pot să acceseze astfel de întâlniri sau meeting-uri, nu știu cum le denumiți dumneavoastră, sau evenimente, prin procurarea tichetelor de participare. Eu corect înțeleg. În momentul în care cineva intră și beneficiază, înțeleg că eu beneficiază el, dar la un moment dat este încurajat să să ofere, că cineva, știți, vine după ceva, că dacă plătești, dai bani, trebuie să beneficiezi de ceva. Știți că este contract comercial. schimbă știu, bani, marf, în cazul dat, e o valoare, un serviciu. Și aici, în radar, se întâmplă că este altfel, nu? Deci omul vine și se sensibilizează prin faptul că aici se oferă altceva. Sfinții, vă rog, ce înseamnă ce înseamnă pentru dumneavoastră sau prin ce metode noi în lumea noastră contemporană se poate se poate de folosi sau metode de a atrage publicul în uh, acțiunile sau în evenimentele caritabile pe care dumneavoastră le-ai prezentat și care este, știu eu, uh, elementul cel mai important, pentru că vrei, nu vrei, dar toate și chiar această comunitate, scopul ei, bănuiesc eu, este, are un scop educativ de a schimba percepția societății. Păi, care este metoda în lumea noastră modernă a, știți, a consumismului, deci consumerismului și, ca, și el crește și hedonismul despre care ați amintit anterior, Uh, filozofia aceasta mie, pe numai pentru mine și eu sunt în centru, iar după mine măcar potop uh, uh, deci prioada lui Ludovic dar uh, cum, 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 deci de ce cum ați făcut cum ați ajuns la o metodă și ce metodă în lumea noastră contemporană pentru a educa, pentru a schimba folosiți și asta aș fi vrut ca să vă împărtășiți cu experiența și părerea dumneavoastră da, deci activitatea sau contribuția mea chiar în, în cadrul Radar a început cu domeniul de coaching, o, o săptămână de evenimente online organizate absolut gratuit de către Radar și câteva colege, în care fiecare din noi am răspuns la cele mai frecvente întrebări, iată pentru că ați menționat despre partea educativă, fiind de multe ori puse etichete pentru mm -hmm. această activitate. Uh, și prin activitatea pe care noi am avut-o, am dezmințit niște falsuri uh, despre coaching și despre uh, acest domeniu. Uh, după care uh, am promovat uh, ca un fel de concurs unde persoanele au putut participa să câștige o sesiune gratuită de coaching. Iată, iarăși, o mod modalitate prin care omul vine, uh, se informează se educă și până la urmă poate beneficia să vadă în mod practic ce înseamnă o sesiune de coaching. După care, la fel, prin intermediul Radar, am organizat un eveniment gratuit despre jocul emoțiilor, unde o comunitate mare de femei au venit și au fost încurajate să-și să dea voie să fie autentice, naturale, sincere cu ele, în care am dat la o parte ceea ce se întâmplă acum în societatea noastră și cred că întreaga lume, unde peste tot se promovează falsități, lucruri perfecte, vieți perfecte și așa mai departe. Aici am dat voie ca femeile să vadă că uh, toată lumea are anumite momente când este în suferință sau are anumite probleme sau uh, că nu sunt ele singure. Și dincolo de ceea ce se întâmplă pe ecrane, există viața asta adevărată, unde fiecare are momente și mai frumoase și mai puțin frumoase, uh, unde uh, au fost încurajate să vorbească despre anumite lucruri care le dor. Uh, și ulterior deja a fost evenimentul acesta despre femei și roluri care la fel au fost povestite anumite istorii de viață și au avut curajul să își dea câte o îmbrățișare, să facă un schimb de experiență, chiar de telefoane, unde ieși, comunici, vezi că mai sunt oameni aici învăța și asta sensibilizează foarte mult societatea și totodată educă și promovează uh, felul uh, tău sincer de a fi. Să mai lași măști la, 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 o parte și să-ți dai voie să fii tu așa cum, așa cum ești. Să înțeleg că coaching, coaching este o formă de uh, caritate pe care o practicat și, mă rog, oferiți pentru cei care, uh, pentru beneficianți. Da, deci este una dintre, pentru că sunt mai multe domenii, dar aici fiind o parte, ne-am unit mai multe colegi și a fost doar o, o, un domeniu dintre multe altele care a putut face posibil aceste acțiuni de caritate. Care sunt cele mai frecvente sau, de fapt, la modul general? care sunt provocările cele mai mari atunci când dumneavoastră mobilizați oamenii pentru caritate sau, eu știu, când oferiți sau faceți o invitație pentru ca să beneficieți de caritate și să ofere caritate altora. Cred că, în primul rând, um, acum am ieșit la alt nivel când persoanele fac asta binevol, dar totuși... Um, mai persistă la noi în țară faptul că nu toți sunt gata să dea uh, anumite sume. Dacă vine vorba de obiecte, este mult mai ușor, iar dacă vine vorba, cred că iarăși este o gândire uh, cu mai multe stereotipuri. Oamenii nu mereu sunt gata să își. Să-și dea lor chiar două-trei ore să învețe ceva nou, pentru că unii se gândesc uh, și așa tot știu, și este greu să-i uh, mobilizezi greu să-i uh, arăți uh, prețul, deci de ce ai trebui să fii uh, aici cu noi. Pentru că nu toți uh, înțeleg că între, nu toți se iubesc, în primul rând, nu toți înțeleg valoarea. Acestui timp petrecut și acestor uh, noi... Uh noi informații pe care o să o afle chiar despre, dacă să vorbim despre domeniul nutriției, eu foarte des și eu personal fac evenimente educaționale ce ține de sănătate și nutriție, dar și Asociația Nutriționiștilor din Moldova noi facem evenimente mari de 200-300 de persoane unde dezvăluim diferite teme legate de sănătatea noastră și cred că în momentul când strângem Oamenii, indiferent că acum. S-au făcut foarte mulți experți. Într-adevăr, tema nutriției este abordată la un nivel mult mai înalt decât, decât a fost chiar și 5 ani în urmă. Totuși, mai persistă oameni care nu înțeleg necesitatea de a schimba anumite obiceiuri. Totuși, mai persistă uh, gândul că bunica, mama, tata a avut un mod de alimentație, un mod de viață și sunt sănătoși și veseli și uh, eu tot așa o să continu.

Totuși, noi suntem într-o perioadă în care, o perioadă revoluționară, când oamenii înțeleg că a, este momentul să trăim altfel, este posibilitatea să trăim altfel, nu doar pe plan financiar, dar și pe plan a, ce ține de iubirea de sine, alimentație și tot așa mai departe. Și o parte nu este pregătită pentru aceste schimbări și nu este deschisă spre aceste schimbări. Ea mai mult vrea să continue să trăiască viața pe care au trăit-o și a, părinții și tot așa mai departe și o parte de oameni care sunt deschiși la minte care înțeleg că pot să facă altfel. Deci problema este la moment că nu toți sunt gata să pășească spre o nouă etapă a vieții, să-și schimbe anumite obiceiuri și eu personal mă confrunt doar cu asta că noi permanent trebuie să să strigăm pentru că, da, oamenii care vin, ei înțeleg această necesitate, dar misiunea, să zicem despre mine, misiunea mea global este să ating o, un număr cât mai mare de oameni și să-i schimb anumite obiceiuri în viață. Spuneți-mi, vă rog, cum coachingul ajută la formarea, știți, un fel de mindset, a celor care, eu știu, intră sau sunt în vizorul dumneavoastră. Cei care sunt în accesul, publicul care este în accesul activității dumneavoastră. Și după câte înțeleg eu, activitatea dumneavoastră este diversă în spațiul românesc. Și dumneavoastră aveți mai mult public decât, eu știu, poate alte alte organizații sau comunități, asociații și așa mai departe, chiar și ONG-uri. Cu toate acestea, ce sau cum contribuiți prin coaching ca să formați o mentalitate sau cum influențați în așa fel încât formarea mentalității la rândul său știu, produce schimbări pentru alții, știți, ca o molepsire. Deci de la unul la altul. Deci în primul rând, dacă să mă refer la activitatea mea, fiind de bază în domeniul educației și având ca segment principal de vârstă studenții, tinerii, vârsta, de fapt acum vârsta nu mai contează că vin la studii diferite categorii de vârstă, dar în marea majoritate a cazurilor sunt tinerii de la 18-25 de ani. Mm. Și în domeniul educației, având o experiență mai mare, coachingul de vreo patru ani, am găsit acele instrumente din coaching prin care să pot motiva studenții să îndrăznească să aibă un punct de vedere, să vrea să participe așa cum consideră de cuviință, ieșind sau lăsând la o parte anumite standarde, prin care ei pot să-și expună opinia, pot să vină cu o contribuție proprie în activitatea de bază de student, dar și fiind pentru că o altă formă de caritate aș spune eu că este voluntariatul acolo unde până ajunge profesionist și a ne dona expertiza noastră sunt studenții care în timpul studiilor pot să fie voluntari la anumite instituții sau la anumite centre non-guvernamentale și iată încurajez foarte mult acest lucru în rândul studenților mai ales că este vorba despre specialitate de kinetoterapie unde studenții Merg în diferite instituții private și de stat, în calitate de voluntari, unde prestează servicii la, totodată se învață și totodată prestează servicii la nivelul lor de cunoștințe. Plus la asta, cumva și eu fiind studentă, la rândul meu am fost voluntar și am organizat diferite campanii de caritate pentru copii și persoane cu dizabilități, am prestat servicii la domiciliu pentru copii cu dizabilități multiple. Deci, sunt diferite forme prin care uh, putem uh, să facem fapte bune doar ca să o găsim pe cea care este cea mai aproape de noi și să uh, profităm de orice ocazie pentru a face acest lucru. Și uh, coachingul uh, poate nu tot domeniul, dar anumite tehnici și, și metode de aici le putem uh, utiliza în lucru cu studenții ca să îi facem să se descopere și să-și descopere valorile proprii. Și atunci când valorile proprii țin și de uh, bunătate și uh, de alte lucruri, la sigur că se găsește și pentru, pentru fapte bune. Hmm. Evident că cei ce uh, eu înțeleg caritate și ați menționat voluntariat, <coughs> chiar coaching-ul este o altă ligă, pentru că deja este pentru oameni formați și nu este doar pentru studenți, nu este un început, ci e, e, e deja o practică deosebită, pentru că ați menționat nu odată despre expertiză. Deci în momentul în care oferiți o expertiză, deci sunteți competente în anumite domenii, iar oamenii pot să beneficieze în, în urma acestor, eu știu, recomandări sau consultații pe care dumneavoastră le oferiți. Spuneți-vă, rog, de ce credeți că prin coaching sau cum mai corect întrebarea ar suna, cum dezvoltarea personală influențează, schimbă, eu știu, ființa uh, umană? Eu presupun că aici vine în momentul uh, că Dezvoltarea personală îți dă încredere în sine, încredere în posibilitățile tale și iubirea față de sine de a învăța. Pentru că în momentul în care tu ești încrezut, în momentul în care tu începi să te iubești, tu înțelegi că tu meriți mult mai mult și, respectiv, viața ta îți înconjori cu uh, literatură bună. Cu școli bune de domeniu, da? Dacă să vorbim. A, în momentul dat, tu îți crești, iarăși, îți crești această expertiză și această dezvoltare personală te ajută pentru că tu ești la un alt nivel, respectiv, doar dacă tu ai a, energia asta, dacă tu ai înțelepciunea dată pe care ți-ai oferit-o, tu poți să o oferi altora. Pentru că, în momentul în care noi nu avem ce să dăm, chiar și pe plan spiritual, alte persoane cum ar fi, de exemplu, în cazul uh, meu. Eu, uh, pe lângă uh, serviciile de consultații pe care le dau, mai fac parte și din uh, asociație nutriționiștilor care se ocupă, eu personal mă ocup de ce că lucrez cu bărbați, cu femei din domeniul specialiști, din domeniul wellness, adică și medici, și cosmetologi, și uh, specialiști care fac kinetoterapie și tot așa mai departe, dar prin faptul că noi abordăm medicina legală și prin medicina conservativă, cum s-au obișnuit oamenii, o abordăm și prin metode integrative. Noi iarăși ne creștem expertiza prin cei că dăm oamenilor noi posibilități și noi instrumente de a de a se simți bine în corpul său, de a asculta corpul său și nu num asta foarte mult schimbă și abordarea oamenilor față de sine, pentru că metoda integrativă presupune că noi prevenim anumite boli, prevenim anumite ne învățăm să ascultăm însuși corpul și în momentul dat, desigur că se schimbă totul împrejur și prin acțiunile mele, da, dacă continuăm, noi creștem expertiza acestor oameni și avem mult mai mult să dăm altora. Care sunt elementele de coaching ce aduc un aport în educația modernă? În primul rând, sunt mai multe aspecte foarte importante în domeniul de coaching și aș începe eu cu unul din pilonii de bază, cum ar fi ascultarea. Pentru că nu, nu ni se pare că asta e așa un lucru de banal, dar să asculți, nu doar să auzi în adevăratul sens al cuvântului, să-i dai voie persoanei să-și expună gânduri fără să-l întrerupi, să-i pui de multe ori o altă parte și un alt aspect, întrebările potrivite, pentru că unul din instrumentele de bază sunt anume uh, punerea întrebărilor uh, puternice și sesiunea de, de coaching, uh, cumva, pe lângă ascultare, trebuie să folosești anumite întrebări care să dezvolte clientul, dar nu să blocheze. Uh, altceva ar fi uh, lucrul cu credințele limitative. Eu nu sunt suficient de bun, eu nu pot face asta, eu nu știu asta, cineva e mai bun ca mine și așa mai departe. Deci este o altă parte. După cum am mai menționat, și aflarea propriilor valori, pentru că oamenii se pomenesc la o anumită situație de viață când. Parcă au realizat, au familie, au un job bun, au de toate și totuși ceva nu este, nu le ajunge ca să nu știu, descopere mai târziu că a ales o profesie care nu i-aduce satisfacție, aduce doar bani și nu a mers la facultate pe care a vrut o, dar pe care au sugerat-o, nu știu, prietenii, părinții și așa mai departe și nu se simte împlinit. Are salariu bun, dar financiar este bine, emoțional nu. Și uh, iată aici, iarăși, uh, înțelege că în anumite situații nu a luat decizii ținând cont de propriile valori, ținând pro, uh, cont de propriile principii de viață, dar condus cumva de părerea societății uh, sau părerea altor persoane din jur. Și la un moment dat asta merge, merge până într-o zi în care nu mai ești bine cu tine și nu, nu poți să găsești care este cauza. parc de toate ai și totodată din tot ce ai reușit nu ai nevoie de nimic, că nu te simți bine cu sine. Și iată aceste aspecte din coaching care eu cred că nu doar la nivel profesional, dar și la nivel personal, în relație și cu cei dragi și în relație cu sine, pentru că este și auto-coaching unde tu poți să-ți pui anumite întrebări, unde tu până merge la un specialist, pentru că și coachul, ca și psihologul sau alt specialist, care și el la rândul lui are nevoie să meargă la, la un specialist, exact și aici. Ai nevoie de cineva care să te asculte, care să te ghideze și sunt lucruri utile pentru, pentru viață, pentru creștere personală și profesională. Care este perspectiva, după părerea dumneavoastră? pentru viitor. Al coachingului ca deci partea aceasta caritabilă sau caritate oferită pentru societate. Eu consider că coachingul este în dezvoltare și că va avea și are un succes foarte mare pentru că acum tot mai mult se pune baza pe ce că tu trebuie să te cunoști tu trebuie în primul rând tu să te simți bine cu tine și să-ți urmezi valorile, nu valorile părinților, rudelor și tot așa mai departe, dar să te descoperi tu pe tine. Și în momentul dat, iarăși revenim la ceea că când persoana este bine cu sine, ea este gata să facă fapte bune. Și coachingul este acel instrument care ne ajută nu numai să ne dezvoltăm pe plan profesional, că sunt multe persoane care vin să ceară ajutor pe plan emoțional. Și în acest moment, desigur că coachingul va fi și este în continuă dezvoltare, pentru că persoanele au înțeles că viața și viața oamenilor care îi înconjoară, devine mult mai bună când ție-ți este bine. O întrebare personală pentru dumneavoastră și aștept ca să aud răspuns la ambele. Ce beneficiu aveți dumneavoastră personal de la coaching? Că dumneavoastră oferiți aceste servicii. Eu știu, nu știu dacă beneficiați însă și chiar domniile voastre de coaching, de consultanță, eu știu, dar aș fi vrut să aud. Care este beneficiul? Ce aveți de la de de la aceasta? Dezvoltarea altor oameni. Și în momentul în care ei se dezvoltă, eu tot mă dezvolt pentru că eu mă înconjor cu specialiști a, care a, sunt din diferite domenii, da? din domeniul medicinii și eu îmi extind puterile pentru că în momentul în care eu mă înconjor cu oamenii care sunt cu mine, um Val, eu pot să ajut omul în mult mai mare măsură, pentru că nutriția este un domeniu din medicină, dar eu nu sunt capabilă să fiu chirurg și tot așa mai departe. Deci eu am o anumită bază cu care pot să te ajut și eu mă limitez la oarecare momente, dar în momentul în care eu ofer suport persoanei, în momentul în care eu îi arăt și alte posibilități și cum poate să integreze Chiar și nutriția în viața sa profesională, noi devenim o echipă care mă ajută și pe mine să mă dezvolt și să ajut omul, de la care, desigur, că nu este un secret dacă ai ajutat omul bine, îți revine și altă persoană și este ceva normal din ce fiecare își oferă serviciile ca să trăiască. Și, în tot în același moment, eu beneficiez de o comunitate foarte frumoasă lângă mine și oamenii pe care eu am posibilitatea să aleg, să fie lângă mine sau nu. Și eu nu sunt obligată să stau la oficiu de la 9 până la 6, să văd în fiecare zi o față pe care eu nu vreau să o văd, dar eu îmi fac baza vieții așa cum mi-o doresc eu și îmi aleg persoanele din viață pe care eu le vreau să le văd. Uh. Eu aș începe probabil de la beneficiile personale pe care le-am testat pe propria piele și aș începe cu faptul că tot mai rar spre deloc încetez să mă compar cu ceilalți pentru că întotdeauna ce obțineam sau nu obțineam era prin prisma colegilor, rudelor și așa mai departe. Deci asta e un lucru foarte important. În al doilea rând este o formă de a educa societatea mentalitatea oamenilor care fără să se informeze din surse corecte critică acest domeniu sau pur și simplu le evită, nici în ce înseamnă asta, din cauza că poate persoanele neprofesioniste au vorbit despre coaching și l-au atașat cumva doar de domeniul de business sau, sau de rețetele astea a găsi fericirea, fericire. da, care nu este numai despre asta. Aș mai menționa faptul că am învățat să iau decizii pornind de la mine și cum vor sau ce circumstanțe vor fi pentru mine, în primul rând, în luarea unei decizii, ceea ce anterior era să mă gândesc cum va fi pentru toată lumea, mai puțin pentru mine. Iar foarte multe decizii în viața noastră cumva schimbă parcursul vieții și e bine atunci când le luăm să fie, în primul rând, bine pentru noi. Și un aspect, ar mai fi câți foarte multe, dar cele care-mi vin acum, cel mai, cel mai frecvent probabil, este să nu mai creez așteptări de la oameni, de la anumite lucruri, de la anumite evenimente, să dau voie să se întâmple așa cum se întâmplă parcursul firesc. Am ieșit ușor-ușor din rolul de salvator că eu trebuie să controlez tot ce se întâmplă în jurul meu și de mine depinde dacă iese soarele astăzi sau nu. Erau așa momente, asta consumă foarte mult, asta te face să pierzi și timp și sănătate și multe lucruri faine pe care ai putea să le trăiești și iată anume aceste aspecte pe care le-am dezvoltat prin intermediul coachingului și da, eu apelez la colegi și fac sesiuni de coaching uh, și de la noi și din România și mă bucură faptul că tot mai mult și cu cât mai mult se va vorbi despre acest domeniu și se va descrie uh, importanța și impactul lui asupra societății, uh, cu atât mai bine va fi atât pentru societate cât și pentru profesioniștii din domeniul coachingului. Adică orice persoană, de fapt, <laughs> cum ar putea să devină membru acestei comunități? Cineva, de exemplu, ne privește astăzi și zice, uite, mi-a plăcut. Aș fi vrut să fac și eu parte din această comunitate. Ce ar trebui să cunoască această persoană? În primul rând, nu este deloc greu, pentru că noi organizăm regulat anumite evenimente la care tu poți să vii, de exemplu, pur și simplu să vizionezi, să asculți, să vezi dacă, în general, ideile comunității noastre, dacă -ți sunt apropiate și dacă ai decis că da, eu vreau să rămân, nu este nicio problemă, chiar dacă nu ești specialist, să zicem de exemplu despre o mămică care stă la moment acasă sau un student sau el poate să vină să participe pe plan informativ, să participe în discuții, iar dacă vrei să participi chiar ca un specialist, iarăși Poți în orice moment să uh, scrii chiar și pe e-mail, să te conectezi cu oamenii uh, din radar și să vii pur și simplu să participi să, chiar și dacă vorbim despre uh, campania de caritate pentru micuțul Zidane, uh, orice specialist care este gata să-și ofere timpul să dea un anumit serviciu din orice domeniu, avocat, medicină, indiferent din ce domeniu, dacă tu ești gata și tu nu ești încă în uh, comunitatea noastră, este foarte ușor pur și simplu să iei legătura cu această persoană care este în capul companiei și să-ți oferi serviciul. Da, și pe lângă asta poate sunt oameni care nu știu, nu sunt gata să ofere un serviciu sau sunt gata să doneze o sumă cât de mică care este foarte importantă pentru a salva viața lui Zidan, atunci la fel poate să Ia legătura cu, cu radar și să afle cum este posibil acest lucru. Pentru că nu este o taxă anumită, dar e vorba despre atât cât pot să oferi fiecare, și atunci când suntem mai mulți, putem să oferim mai mult. Este despre asta. Înțeleg că perspectiva pentru coaching este foarte bună că dacă cineva auzind astfel de emisiuni și poate emisiunea noastră s-ar fi gândit, păi da, de ce să nu creem și noi? Ne adunăm undeva acolo, să avem o comunitate de, știu, de specialiști, indiferent de locație, pentru că e nevoie să fie, știu, avem un spirit deosebit al societății pentru ca să ridicăm nivelul de, de trai de existență, de înțelegerea unul altuia și de ce nu de caritate. În nivelul, o educație anumită, în spatele căruia, de fapt, stă uh, altruismul, deci uh, un fel de a fi. Pentru că eu înțeleg că ceea ce spuneți dumneavoastră, evident că chiar și societatea, pe care, comunitatea pe care dumneavoastră o prezentați, radar, uh, cu o comunitate de caritate, are un anume, au un fel de a fi, pentru că oamenii îi caracterizează, deci au ceva comun. Iată, pentru acțiunile caritabile, care este elementul cel mai important după dumneavoastră care face ca să genereze, să apară și unește și animează orice eveniment, eu știu, acțiune în orice societate? caritabile, dintre care sigur că și comunitatea dumneavoastră poate fi parte din ea. Eu cred că cei ce se seamănă să adună, pornind de la asta, în primul rând simți acest lucru dacă vrei să faci parte sau nu dintr-o comunitate. Într-al doilea rând, dacă simți să oferi ceva fără a aștepta în schimb. Și în al treilea rând, să vrei să interacționezi pur și simplu cu, cu oameni diferiți, să le cunoști povestea de viață, poate să împărtășești dacă ești gata povestea ta de viață. Și făcând acest lucru, desigur că ai numai beneficii. Elementul ăsta care unește sau cumva pe care se ține comunitatea sau faptele bune este de a dărui. În felul tău, așa cum poți, atâta cât poți, fără să fii impus de cineva, e să poți să dăruiești atât cât ești gata pentru o cauză nobilă. Pentru că cei ce primește înapoi, eu cred că este mult mai... poate nu este măsurabil, dar este mult mai profund și mult mai amplu. Sunt lucruri nemăsurabile, dar foarte importante pentru uh, satisfacția sufletească și pentru starea de bine. Eu cred că aici contează și o oarecare încredere în sine, pentru că, cum a zis Nina, uh, să fii gata să asculti istoriile altora și să nu găsești uh, concurență în uh, oameni. Dar să vii, să știi că eu sunt bun, dar pot să, fi, să devin și mai bun. Da. Și comunitatea noastră ne oferă această posibilitate, pentru că sunt sigură 100% că fiecare, chiar dacă să vorbim despre ultimul nostru proiect Femei și Roluri, eu personal am luat foarte multe chestii pe care aș putea să le implementez în lucrul meu și nu era ceva că, Doamne, uite că ea asta face, dar eu asta nu fac, eu sunt mai rea și tu ești mai bună, dar invers posibilitatea asta de a învăța ceva ceva nou, ceva mai bun. Mulțumim foarte mult, știți timpul a zburat pe neobservate. Subiectul este foarte interesant, de ce? Pentru că e nou, dar în același timp este despre ceva vechi. Ceva cu care sigur că noi cunoaștem, suntem cunoscuți, dar într-o formă modernă, într-o formă mai altfel, într-o formă în care ei se oferă societății ocazia de a beneficia și singuri, având o schimbare în dezvoltarea personală, să oferi și altora. Știți, e vorba din spațiul românesc dar din dar se creează, se face un fel Arai. de rai. Da. Vă dorim succes în activitățile dumneavoastră profesionale și sigur că în comunitatea dumneavoastră. Uh, știi, vă dorim o perspectivă și o creștere deosebită și într-o zi de ce nu să mai fim încă o dată la o emisiune și să ne povestiți despre experiențele frumoase ale acestei comunități. Mulțumim! Caritatea și coachingul nu doar schimbă vieți, ci ne oferă oportunitatea de a ne atrage sau atinge, mai corect spus, adevăratul potențial și de a influența pozitiv lumea din jur. Dragi telespectatori, să nu uităm că fiecare gest de generozitate, oricât de mic, poate crea valuri de schimbare în comunitatea noastră. Să ne mobilizăm și să fim forța care face diferența. Vă așteptăm și la o nouă ediție în cadrul emisiunii noastre pe curând.